tineri, ai doi tineri care trăiesc în curvie. Și vin și spun că vor să căsătorească după ce trăiesc în curvie, da? Ce faci? Păi acum, bine, cu mai multe, numai cu una, știi? Am auzit logică din asta la frați slujitori. Acum, ce să le faci? Mai bine cu unii în sori sau ce le mai faci tu acolo și dă-le drumul, știi? Dă-le drumul. Ca să auzi după aceea că mulți prieteni de-a lor, știți cum? Fiecare persoană are un prieten bun, nu-i așa? Eu am un prieten foarte bun. De exemplu, zic că am un prieten bun pe Radu. Și îi zic, bă, Radu, te spun treaba asta, uite, am o povară pe inimă, uite, am un prieten care a făcut chestii, trăiește, așa, nu știu ce, discutăm noi doi, zic, bă, dar să nu spui la nimeni. Și spun, bă, nu spun la nimeni. Numai că Radu mai are un prieten bun, un singur prieten bun are și Radu. Și îi spune la prietenul ăla foarte bun al lui, prietenul ăla bun al lui Radu are el un prieten foarte, dar foarte bun, adică chiar de când era el mic și un om de încredere, că îl știe de când era mic, ei de la grădiniță au fost împreună și un prieten bun. E, prietenul ăla bun al lui Radu între timp mai are și el un prieten foarte bun. Și tu te-ai dus și public, faci o ceremonie, n-aia, ceri binecuvântarea lui Dumnezeu, dai cu aghiasmă din asta pocăită peste ei, fără apă, da? Dai peste ei, binecuvântate, nu știu ce, și se uită necredincios și spune, bă, și ăla ăsta e o panaramă și o vai și amar. Și la ăsta e la fel. Și la ăștia la fel. Și tu ai avut impresia că ai rezolvat o problemă. N-ai rezolvat nimica. Problema trebuia tratată altfel. Și te-ai făcut părtaș la lucrarea aceea și ai contribuit acolo și ai încurajat lucrurile ăla. Și vă pot da o sumedenie de exemple de felul acesta. Asta este destrăbălarii, este încurajarea destrăbălării, este protejarea destrăbălării, este tolerarea destrăbălării. Alți tineri din biserică știu lucrul ăsta și fac la fel. Și tot așa. Și după aceea recuperă imaginea adunării. Și după aceea fă misiune. Și după aceea influențează. Și ce mi se pare mie extraordinar la Petru, Petru nu se teme să spună lucrurile astea public. Petru nu are o problemă să departajeze foarte clar secta asta a destrăbălaților cu falcelor învățători, chiar dacă erau în biserică, de biserică. El spune, între voi vor fi. Și departajează pe ăștia voi de falși învățători. Petru face o separare între ei, da? Uitați-vă la pasiunea falșilor învățători. Ce spune Scriptura despre ei?